Vă salut, distinși consumatori de vloguri bază de mâncare. În vlogul de astăzi suntem la domeniul Manasia. O să mâncăm aici niște chestii destul de interesante din punctul meu de vedere. Avem și niște invitați în acest vlog. Îl avem pe domnul Mircea Meșter. El m-a invitat în acest tur electric. Toată chestia asta, vezi multe vloguri din turul electric. Se numește Road Charge. Conducem 9 zile, 8 mașini pe România. Mașini electrice, full electrice. Da, el e inițiatorul, el m-a invitat și el ne duce în foarte multe locuri șmechere pe bază de mâncare, așa că apare și el. Colegul meu de mașină, dacă vă uitați pe canalul de Daily veți înțelege totul, el este Andrei Știrbu. El va fi partenerul meu în crimă, el, împreună cu el voi testa locațiile unde vom merge. Am zis că mâncarea nu pot să desez pentru că meșter foarte subtil mi-a blocat furculița, probabil sugerându-mi că ar trebui să o las mai mole. Cu... Nu, vreau să zic că acest pentru 9 zile, seria ta de vloguri culinare, cum să le zic? Pe bază de mâncare. Trebuie să se numească aici sau la birou, pentru că noi mâncăm tehnologie aici, butoane, taste, adică farfuriai pe lateral, așa, mănânci când apuci. Eu o să rezerv mâncări un timp, da? O să filmez. Începem cu acest, nu cred că e antrei, ce e aici? Avem o salată cu de rață, asta cu, e de rață, cu, da, cu mus de brânză de capră și cu sfeclă și cu roșii și cu salată, cu salată, că, așa cum îi spunem. Locul ăsta e mai pe fine dining aici, așa. Bine, el se numește într-un fel, dar n-aș putea să zic. Păi eu o să vină imediat un domn și o să ne explice exact. Din păcate nu ne-a pus pe masă un meniu să ne alegem, totul este deja prestabilit și nu știu exact ce mănânc, dar Mircea a explicat foarte bine. Imediat ne facem temele, între timp vom gusta. Colegul, facem să fie bine. Filmăm prima în bucătură? În bucătură, exact. Bă, e bună. Ai rața, ai luat rața, rața, nu? Am luat rața, n-am luat, am luat-o. Și iau și salată. Filmează aici. Asta e prima bucătură la mine. Sunt curios de musul ăsta. Ce-ai spus că e brânză de capră? Asta e, asta e face tot, ăsta e farmecul. E bun de mori. Adevăr e că ăsta, da, ăsta e... Deci, poate de culoare, literalmente. Efectiv, se înglobează în palat și reușește să-și transforme, practic, gustul în a doua e o metamorfoză, în a doua cameră palatină, gustul se transformă, efectiv. Deci, n-am nicio șansă cu ăștia. Așa vă arăta clipurile. Dacă nu vreți să vedeți așa ceva, 9 zile, dați cu skip la vloguri. Dar eu vă recomand să vă uitați pentru că o să mergem niște locuri fenomenale și cred că ăsta este unul dintre cele locuri fenomenale. Hai să gustăm să vedem. Deci, avem aici musul, hai să vedem, am luat și cu puțină rață. Apropo, Rica chiar știa să zică rățușca remorcă. Prezibire de mariciu, da. Mamă, ce bun e, cred. Mamă, cum e brânza asta. E și combinat, zi-mă mus de brânză, nu fi de la țară. Cum e cașul ăsta, telemeaua asta. Musul este delicios. Rața, stai să văd și eu. A zis mus acum. Bă. Mai țăran de capital. Bă, este foarte fresh, light și gustos. E genul de mâncare, nu știu cum se, îți lasă loc pentru ce urmează să vină. Foarte bine echilibrată. Și culmea, știți că eu sunt mare mâncător de pâine, nu simt nevoie, nu simt nevoia să mănânc cu pâine. Ceea ce e păcat pentru că e super delicioasă. Da. Pâine, că e proaspătă. Ia uite. Oho, oho. Mhm. Da, nu știam că există ceva atât de sănătos și de gustos în același timp. Ce aici e sănătos, fără doar și poate. E keto chiar. E keto? Da? Păi da, slăbești, dacă mănânci doar de asta slăbești. Da. Ia uite. Bine. Nu mănânc. Dar dacă ai face asta, dar dacă potențialul e maxim. Aștept cu interes felul 2. Puteți să-mi spuneți ce am mâncat eu aici? Un mix de salată cu mus de brânză de capră cu sfeclă roșie, chef de rață afumat și dressing. Trebuie bine. Trebuie să vă anunț că Mariciu și-a luat part-time aici, spală vasele cu... Uite aici, mă! A spălat! Frate, am folosit pâinea și pot să confirm că e delicioasă. Deci am șters, frate. Este super, super bun. Magic!
Pervol sau cum se numește? Purg. Avem voie să zicem purg și somat, că lucrez cu ei, bine. Deci ne-a adus ceva și am întrebat ce ne-au adus, urmează să ne zică, dar hai să plasăm pariurile între timp, băieți. Eu zic că aici avem niște porc. Nu știu exact ce parte a porcului. Avem un cartof copt aici la cuptor. Ăsta e ceva cu maioneză cu storic, sper. Și aici e ardei copt. Ia să vedem. Ce avem? Chef de porc lent la cuptor. Așa, bun. Rumenit pe grătar, cartof copt, sos de iaurt cu mentă și ardei copt. Ardei copt. Ba, ca nimeni, sunt bun, mulțumesc. Deci piept de porc rumenit la cuptor și pe grătar. Haos. Se pune niște piperuți așa frumos. Gata, e ok, mulțumesc că vorba aia după aia. Da, vă rog frumos. Puțin piper. Mulțumesc. Haideți, domnul meșter, hai să vă văd. Că v-am de așteptat să terminați cu laptopul ăla. Cu carne. Piept, nu? Ia uite, vine și colegul Știerbu, a.k.a. Uite, Andrei. Uite-o pe asta, bă. Filmează pe asta. Ia uite aici. Uite, bă, băiatule, băi. Mamă, este piept de porc. Pulled porc acum. Era, a fost piept, acum e pulled. E la cuptor sau pe grătar? Ia. La cuptor. Cum? Deci după cuptor e pus pe grătar. Deci după cuptor a fost pus pe grătar. Voi vă dați seama ce aici, ca să fie afumat puțin așa, nu? Genial. Ia, domnul ăștia, ia. Paste din ardei. Paste din ardei. A, da. Super. Bă, știi care e faza? A. Nu te gândi că e ceva stelar. Dar e super corect, e un piept cu un ardei copt și cu o zeamă și cu un cartof. Piept de pui, nu? Așa pare și de porc. E piept de porc rumenit la cuptor. Așa, stai, sos de hrean. Și după aia pus pe grătar. Asta e sos de hrean. Nu, a zis că e de mentă, iaurt cu mentă. Da, iaurt cu mentă, așa e. Piper, da. Da, pune, că piper îmi place acum. Aș vrea doar să știți că la Botoșani, mulțumesc. Ce? Uneori, la Botoșani uneori așa crește și puiul, că puii cresc mai grași acolo. Zici și Botoșima. La Botoșima, așa arată puiul la Botoșima. Nu știu ce se întâmplă aici, dar nu se întâmplă bine. Ia, pune camera aici, pune camera aici. Ia. Mamă, zici. Grăsimea asta zici că e unt, știi? Mă. Ardei. Cartoful. Mă uitam la ardei, știi, cu coalda ochiului. Cum e? Asta e bucătărie fină, frate. Bucătărie fină, frate. În ciuda faptului că e porc, e porc făcut fin. E un porc fin, frate. E vorba de mâncare, da, aici. Da, nu e de mine, da. Nu, da. No, dar să clarificăm, eu vreau să clarificăm din prima să n-avem discuții, că na, pe internet poți să înțelegi orice, știi? Iaurtul ăsta cu mentă este divin. Deci tot ce e aici e mega, mega delicios. Cu ce trebuie mâncam? Da. Ia, care mai vrea cartof? Deci la dieta? Da, mă, pe bune, încerc să mănânc cât mai puțin porumb, cartof, pâine și orez, adică semi low carb, da, cât mai puțin. Uitați-vă cum arată, fete. Uitați-vă cum arată. Da, mă, cum sunt fâșiile astea de carne. Ha, ce ai zis mai devreme, că e bun cartofă? Încerc să nu mănânci cartofă. Dar am zis că mănânc puțin, că la un moment dat am mâncat deloc. Am slăbit 25 de kg și după aceea când m-am apucat să mănânc câte o felie de pâine, m-am umflat la loc, deci nu e bine. Bă, băiatule, prima zi, cum? Deci, ce e asta? Bă. Mus de ciocolată cu... fructe de pădure. Bă, și vine în pahare mari de vin, așa, parcă bagi un șperț. E o denumire mult prea simplă. Mamă, cât de frumos are. Cât de complex este experiența. Bă, ăștia de la Manasia știu șmecheria, frate. Șmecheria s-a inventat la Manasia. Hai, băi, să ne înfărptăm, zic. Hai să vedem, domnule. Da, da, da. Când mă gândesc ca să-i prima masă, abia. O să te vadă. O să fie greu. O să fie greu. Vă mulțumim. Mulțumim. Ce mănânc aici? Mus de ciocolată cu fructe de pădure. Și asta ce e? Această... ciocolată roz. Ciocolată roz. Bă, băiat. Hai să dăm un fructe acum. Facem un comb. E ce trebuie? Aprob.
Da, e ce trebuie, adică mănânci și... Și mai vei. Toate că n-ar trebui, în definitiv. Da, e o porție considerabil de mare. Da, e ceva aici. Hai mă, să vedem și noi aici, cum e acest desert. Mă filmezi tu? A, uite bă, ce coleg de aur avem, bă, băiete aici, bă, nu se poate. Hai mă să văd, că eu imediat bag. O, uite cum s-a... Aia peste aia nu pot să trec. Asta e, zis că e ciocolata roză. Da, da, frate. Are gust de roz? Da, pantera roz. E o ciocolată aspră, așa. Foarte fin. E o mâncare, e un desert fin și dai seama că e premium. Adică e... Da, se mănâncă țiriac în fiecare dimineață. Mai venim pe aici. O luăm și pe Ionesca, vine și Noel și Sășica. Îl luăm pe Noel când începe diversificare. Ia uite, colegul aici de masă mi-a mai dat unul. Că o să crească autonomia la mașinile electrice, că ne îngreșăm puțin. De fapt o să scadă autonomia, o să consume mai mult mașina când ne îngreșăm. Da. Domnul Dobărescu, dacă tot stai aici pe zonă, cum a fost sălățica? Salata prima? De la 1 la 5. Ce era salata aia? Da. Era 4. 4. Pieptul ăla de porc? 2,5. Atât de mare? La mine da, avea multă grăsime. Bine, trebuie să știți. La mine era mai multă grăsime decât carne. Trebuie să știți. Păi da, dar e, uite, chiar e mai multă grăsime decât carne. Unde? Trebuie să știți că Dobrescu e foarte, foarte... Întoarce camera că trebuie să respir. Dobrescu e foarte pretențios la mâncare pentru că e obișnuit cu shawarma de la Dristor. Aici nu recunoști anumite ingrediente. Sunt standarde înalte la Dristor. Dacă primeam și o bucată cum a primit Ciprian cu multă carne, ziceam și eu... Și desertul cum a fost? Stai că... 4. Nu, 4 și noi suntem 21, doar 4 i-au dat desertul ăsta. Ia zi, mă, ia zi, cum a fost salata? Dacă vreți, puteți... Foarte bună. Mi-a plăcut foarte mult musul de... De la 1 la 5 să știți, repede. 4,5. Porcul? Putem și cu 20 male sau? Nu. Bă, a fost curat, 3,5, 4 așa. Și musul? Nu știu, am mâncat o gură, dar e bun, adică e bun. E 4,32. Hai, colegi, repede-și cu tine. A, și eu sălățica, trebuie să sălățica. Să zici? Da, exact. Din 4 din 5. A fost bună. Porcul. Că 5 doar profesorii, știi cum era, că, știi? No. La școală, când spunea că 10 doar profesorii trimesc. Doamne, lungi la vorbă ăsta ăștia. Zi, bă, porcul ăla. Nu, ți-ai găsit cu jurnaliști auto. Jurnaliști, hă? 3. Și musul? 5. Bă, să știi că... Băieții au gust bun, adică și-au dat seama cum stă treaba. Eu o să dau la salată un 4,7, foarte, foarte bună. Păi stai mai voi cu 10 male? Da, normal. Cu 2 chiar. Păi atâți, data viitoare, ai știți. Porcul un 4,8 și desertul un 5, cinstit. Acesta a fost domeniul Manasia. Cu siguranță voi reveni aici cu Ionesca, Sășica și Noel, când începe diversificarea lui Noel. Crăciun foarte fericit și ne vedem mâine, pentru că facem blană clipuri din aceasta. O să vedeți desfețele astea și glumele astea, obișnuiți-vă cu ele. Puneți-vă centoarea de siguranță cum ar veni. Pa! Hai că am aflat care-i treaba. Wow, ce bine că am întrebat, că făceam o mare gafă. În primul rând, această locație este deschisă doar pentru evenimente private. E bine să sunați înainte să veniți aici, să vedeți dacă totuși e deschis. El este un monument istoric, apropo. Ansamblul conacului Hagianov. Hagianov este numele boierului care și-a construit acest conac aici. Era ministru de externe bulgar care a cumpărat acest teren de la un alt boier sârb. Evenimente corporate, evenimente private, evenimente sociale, haute cuisine. Deci, țineți minte, bine că am făcut rost de chestia asta, că făceam o gafă. Și vă ziceam să veniți aici și veneați aici și mă înjurați. Sunați înainte, vedeți care treaba cu evenimentele private. Și uitați-vă pe canalul de Daily, pentru că acolo vine vlogul cu toată aventura zilnică și pe canalul principal, că vine vlogul cu părerea mea despre mașina pe care o conduc. În fiecare zi conduc o altă mașină. Principal. Astăzi am condus, de exemplu, un Mercedes EQC. Pa!